Traficul rutier a fost restricționat la urcarea și coborârea de pe autostrada A1 în zona Orăștiei, acolo unde, din cauza ploilor abundente din ultimele zile, râul Orăștiei a ieșit din matcă. De asemenea, 11 gospodării au fost inundate de râul Romos în municipiul Orăștie și 7 persoane, între care și un minor, au fost evacuate de către pompieri din casele amenințate de apă. În această dimineață, în jurul orei 8:30, s-a constatat faptul că la intersecția drumului național 7 cu breteaua de urcare pe autostrada A1, în urma ploilor abundente, râul Romos s-a revărsat pe o porțiune de aproximativ 2 km. În acest moment, traficul rutier este restricționat și se desfășoară alternativ pe un singur sens, urmând a fi reluat în jurul orei 16. La fața locului se află atât polițiștii rutieri care dirigează traficul în zonă, dar și reprezentanții ISU Hunedoara. Treizeci și cinci de pompieri cu 10 autospeciale din cadrul subunităților Orăștie, Deva și Hunedoara acționează pentru înlăturarea efectelor negative produse de precipitațiile abundente din ultimele ore. Prin intermediul numărului unic de urgență 112 au fost anunțate până la această oră 11 gospodării inundate în municipiul Orăștie pe strada Plantelor și în zona Gării. Pentru 7 persoane, printre care și un minor, s-a luat hotărârea de evacuare din casele amenințate de ape. Pompierii militari au evacuat în siguranță persoanele aflate în pericol, acestea fiind transportate cu un microbus spre un centru pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Orăștie. Hidrologii au emis o avertizare hidrologică de cod portocaliu de creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundații în bazinele hidrografice Crișul Alb și Mureș, în amonte cu râul Srei, valabil până mâine 14 februarie la ora 12.